Bună seara, bine ați venit la webinarul Analiza Pieței. Sper că totul este în regulă cu sunetul și putem începe, trecând de la glumele care se fac pe seama Greciei. Nu e deloc de glumit. Vom surprinde astăzi ședința Rezervei Federale, reacția pieței, statementul. Urmând ca apoi la 21 și 21 și 15 minute să urmărim proiecțiile membrilor Comitetului Federal și conferința de presă, de asemenea cu impact în piață. Piața așteaptă cu nerăbdare ședința din această seară, în anticiparea unei extensii a politicii monetare de relaxare pe care Rezerva Federală, știți prea bine, a practicat-o începând din 2009, ca răspuns unicul sau cea mai puternică armă a Rezervei Federale, după ce a dus rata dobânzii la zero, ca răspuns la criza internă, financiară, nu și de ce nu chiar internațională. Se pune întrebarea, vom avea din nou un market, un rally, am spus aici ben rally, nu, practic ăsta este cuvântul de ordine acum, pentru că Ben Bernanke poate provoca un astfel de rally. Cât de consistent va fi el sau pe de altă parte vor fi piețele dezamăgite și vom vedea practic un deja vu la ceea ce am văzut de atâtea ori, o reacție de tip cumperi zvonuri, vinzi fapte, este un scenariu de asemenea cu o probabilitate destul de mare. Practic, piața se agață acum de orice speranță țipă la Rezerva Federală să intervină și să susțină interesul speculativ. În primul rând, trebuie să vedem unde ne situăm. Este important să înțelegem ce așteaptă piața în acest moment. Să vedem ce primește, cât poate să primească, ce primește pentru a înțelege și anticipa reacția și să putem să înțelegem cât de consistentă va fi aceasta, dacă va fi doar una pe termen scurt sau va fi pe termen lung. O parte din piață militează pentru quantitative easing 3. Da, care răspund la datele economice slabe, se observă tendința aceasta în ultima vreme, chiar și din proiecțiile de la ultima ședință a membrilor Comitetului Federal și la o reacție promptă, iată, o parte a pieței cere o reacție promptă din partea lui Bernanke pentru ca situația să nu scape de sub control. Pe de altă parte, dobânzile pe termen lung sunt la nivel minim, Fed-ul și-ar încărca și mai mult balanța și ar crește riscul de inflație, chiar și hiperinflație în viitor. Totodată urmează și alegerile, iar pentru actualul președinte, nu, și pentru guvern, devalorizarea dolarului nu ar fi binevenită pentru cetățeni și privită cu ochii buni, pentru că este într-un fel, ok, ce am făcut până acum nu a rezolvat nimic și trebuie să continuăm să scădem puterea de cumpărare a dolarului, ce vor afecta economiile, populației și așa mai departe. Din nou, ca argument împotriva acestor măsuri, practic putem să spunem că acum focul arde în zona euro și nu în Statele Unite. Însă orice este posibil, sunt mai multe scenarii posibile, se discută contradictoriu chiar la nivel înalt, dar până să discutăm despre probabilități și scenarii, să ne reamintim de măsurile adiționale de politică monetară din trecut și de impactul lor. Este foarte simplu, dar dacă dăm pe un S&P weekly sau daily, putem afirma că prima astfel de măsură, quantitative easing 1,
a avut o reacție de 14-15 luni, da, un impact pozitiv, 14-15 luni, fiind ceva nou oarecum pentru piață și foarte puternic. Apoi a urmat Quantitative Easing 2, cu impact de 10 luni. Și apoi a urmat o formă, o anumită formă, un compromis de quantitative easing, acea operațiune numită operation twist, da, de un switch practic între bonduri pe termen scurt cu cele pe termen lung, care a avut efect pozitiv timp de 6 luni. Iată, se observă deja că impactul este din ce în ce mai mic în piață, la fel și impactul în economie pare din ce în ce mai mic, pentru că dobândile au fost jos, dar iată, nu au dus la rezultatul așteptat. Ca și scenarii, cel mai așteptat este tocmai acesta din urmă, Operation Twist. Practic, un program ce implică vânzarea bondurilor pe termen mediu, scurt mediu, mai mult mediu, și înlocuirea lor cu cele pe termen lung, cele pe 10 ani în special. Acest program expiră în luna iulie. Obiectivul este, bineînțeles, reducerea dobânzilor pe termen lung pentru a stimula economia. Există o limită însă acestui program, pentru că Fed-ul mai deține acum active cu maturitate sub 3 ani în valoare de mai puțin de 200 de miliarde de dolari. Deci acest program este limitat. Piața știe cam ce poate aștepta maxim de la această operațiune. De ce acesta este cel mai probabil scenariu? Pentru că Fed-ul ar putea să-și păstreze muniția pentru toamnă, nu să aștepte alegerile, să vadă cum evoluează situația din Europa, economia internă. Așa că extinderea acestui program este scenariul cel mai plauzibil, dar ar putea să nu fie suficient. Ținând cont de evoluția, să spunem, pozitivă din ultimele zile, de așteptările ridicate ale pieței, în cel mai optimist caz, cum am arătat și pe acest grafic, am putea avea un mini rally. Aici, în funcție de comentariile ce însoțesc această decizie, deci decizia de a prelungi de a extinde mai corect acest tip de program, aceste operațiuni. Depinde de comentarii, pot fi ca plus, să spunem așa, aici ar fi, să spunem, șanse să avem un mini rally mai mult sau mai puțin consistent, dar să avem cel puțin o reacție temporară pozitivă. Ar fi ca Fed-ul să împingă și mai mult perioada în care va menține dobânda zero, chiar până prin 2015, poate și mai mult. Indicii că după aceste operațiuni ar putea să intre cu ceva și mai și cu quantitative easing 3, proiecții, da, care să arate că ei așteaptă ca economia să străbească și mai mult, și atunci piața va specula că vor lua astfel de măsuri. Acestea ar fi plusuri pentru a vedea dacă va fi un mini rally, cât de puternic va fi el. Ca minusuri, dar dacă vom avea Operation Twist, nu cred, chiar dacă ar fi un spike, ceva, nu cred că ar fi de durat această creștere. Poate doar o tentativă spre 28, să spunem așa, maxim, și apoi o scădere, dar piața ar putea fi de la bun început dezamăgită. Am spus, aici depinde și de conferință, de stemme și așa mai departe. Fiind cea mai așteptată, bineînțeles că impactul va fi cel mai mic, poate să fie extrem de mic, dar tind spre o reacție negativă a pieței, chiar și în cazul în care Fed-ul ia această decizie de a face ceva acum. Al doilea scenariu, quantitative easing 3, un full round, să spunem, o măsură radicală, dar în ciuda voinței lui Ben Bernanke, el este cel mai mare fan al printării și al devalorizării, se lovește de comitetul
rezerve federale, care oarecum o mare parte din membri sunt împotriva acestor măsuri. Iar o astfel de decizie însă ar lovi puternic în dolar și ar stimula, bineînțeles, interesul speculativ. Aurul, de asemenea, ar fi primul beneficiar, pentru că, bine știți, este o dispută directă aici, dolar gold. Din moment ce, mai ales, Fedul devalorizează, da, va crea monedă, dar vor fi mai mulți dolari în piață. Ei, bineînțeles, vor lua valoare de la cei existenți în piață. Se vor dilua, nu? Aurul se va aprecia, bineînțeles, pentru că dacă ai 1 gram de aur acum la o cantitate, de fapt este demonstrat că creșterea masei monetare duce la o creștere a dolarului în aceeași procent. Este foarte aproape, mi se pare că 0 la 9% cu 1%. Da? Crește masa monetară cu 1%, crește și prețul aurului tot cam cu 1%. Această măsură ar stimula, bineînțeles, interesul speculativ. Am avea o creștere și pe euro-dolar, în special pe AUD, NZD, pentru că acum nu prea te încumeți. Chiar dacă Fed-ul ia această decizie, nu poți să spui că totul este roz. Dar, într-adevăr, practic se devalorizează dolarul și trebuie să fugi de dolar și trebuie să bagi în orice altceva. Dar nu te încumezi prea tare spre euro, văzând că și aici sunt probleme și vei prefera AUD, NZD, CAD și așa mai departe. După cum s-a văzut și în aceste ultime zile, cred totuși că este puțin probabil să avem o astfel de măsură. Și tocmai pentru că este puțin probabil și reacția ar fi pe măsură, ar duce la o schimbare de trend, cred, pe euro-dolar, pentru că într-adevăr ar fi o decizie care ar afecta direct dolarul și am avea o schimbare de trend. Al treilea scenariu posibil, nu aș putea să spun dacă 2 sau 3 este sau va fi. Vom trece și la cum stăm cu contul de tranzacționare. Tot cam pe acolo. Normal, creșterea ne-a mai scăzut puțin pe pozițiile short, dar Rusia de genul a început să-și mai revină. Al treilea scenariu, în care Fed-ul nu ia nicio măsură și decide să aștepte. Sunt multe lucruri pe care ar putea să le aștepte. Am spus mai devreme de alegerile și ele sunt destul de târziu, în toamnă, este mult timp până atunci. Ar putea să aștepte să expire programul actual Operation Twist, care expiră la finalul lui. O să facem mai multe tranzacții. Chiar asta o să facem astăzi. Apoi ar putea să aștepte să vedem dacă vom avea, se vor intensifica și cum vor reacționa oficialii europeni. În acest caz, dacă Fed-ul nu va lua nicio măsură, piața va fi extrem de dezamăgită, acumpărată în ultima perioadă, tocmai în speranța unei intervenții din partea lui Bernanke. Am avea încă un val de panică, aversiune față de risc, ar capitula aceste trenduri corective considerate. Nu și euro-dolar probabil s-a îndreptat spre 1,21, la fel și celelalte active. Totodată, în această situație, și aurul ar avea de suferit serios. În cazul cel mai pozitiv, da, pentru euro-dolar. Pur și simplu Fed-ul să nu facă nimic, să prefere din nou să fie neutră, chiar dacă mai vine cu vom interveni, dacă piața deja nu mai, piața vrea acțiune, da? Dacă în fiecare vom interveni, atât, cu siguranță o parte va fi dezamăgită, se vor marca profituri pe termen scurt și atunci, da, se vor redeschide pozițiile short și vom avea
Un sell-off puternic este o dispută directă, gold USD yen, tot ce este negativ pentru dolar, și anume măsuri suplimentare care îi afectează randamentul, puterea de cumpărare, este pozitiv în primul rând pentru aur, apoi pentru yen, și apoi rămâne de văzut cât de susținută va fi, să spunem, deprecierea dolarului față de aur, USD sau față de euro, unde și aici am putea să avem tot ceva asemănător, dar disputa, cum am spus, direct este cu aurul și cu iena. Cum tranzacționăm? Păi cam acestea ar fi scenariile. Bineînțeles, când urmărim un astfel de eveniment important, v-am spus, este important să ne hotărâm într-o direcție, o direcție tehnică fundamentală. Am spus până acum, iată și din această schemă, cel mai probabil scenariu, operation twist, a spune al doilea, nu știu, deși se vorbește mai mult de quantitative easing, aș merge pe no change. Așa spune că aceste scenarii sunt mai posibile. Deci, din punct de vedere fundamental, psihologic, având în vedere reacția pieței, aș merge pe maxim un mini rally de optimism, după care dolarul să se aprecieze cel puțin față de aceste valute de risc. Să spunem că aș avea două din trei scenarii, pentru că și un mini rally, acest operation twist, doar continuă corecția, dar nu schimbă trendul. Asta vreau să spun, aș avea două din trei scenarii în direcția trendului descendent din punct de vedere fundamental. Iată, două decizii din trei. Din punct de vedere tehnic, lucrurile stau cam la fel. Iată, trendul actual descendent pe care îl vedem permite, nu, el este descendent, permite încă puțin, încă o extindere a acestei corecții până la pragul de rezistență. Asta, deci și factorii tehnici și factorii fundamentali ne spun cam același lucru. O recapitulare a trendului acum și mergem spre 1.21. Ori, dacă nu, o testare mai sus, puțin optimism printr-o decizie ușor pozitivă spre neutră, dar o decizie cât de așteptată în mare măsură de către piață, care se ducă apoi la un declin cel târziu la sfârșitul acestei luni, cum și vibrațiile de 60 de zile sau subdiviziune a ciclului de 26 de săptămâni ne indică. Iată și aici am avea două din trei scenarii. Bineînțeles că Ben ne poate surprinde, ne-a mai surprins, nu știm ce vrea, ce urmărește, totuși cred că ar fi cel mai puțin probabil scenariu. Vă dați seama, și impactul ar fi mare, o trecere directă la quantitative easing. Deși cei de la Goldman Sachs au această părere, după Goldman Sachs nu prea mai au, ei mereu parcă ar vrea să întinde niște capcane așa, traderul, tot ce zic ei nu prea se adevărește, vin cu tot felul de poante din acestea, cu bombe. Da, poate, cine știe, acum chiar să fie așa, dar nu ne putem lua despre după aceste comentarii și direct hai să ne poziționăm long sau short și așa mai și așa mai departe. Iar în webinar de astăzi tot vreau să plasăm niște ordine diferite, tipul de ordine, să facem așa o abordare complexă a acestei situații, un eveniment, deși oarecum o problemă a acestui eveniment este că el este în trepte, să spunem, și anume acum avem statement-ul și decizia, mai târziu avem proiecțiile, mai târziu avem conferința de prețe și nu avem totul dintr-o dată ca să putem plasa mai ușor ordine limit sau ordine stop. Luați în considerare că atunci când tranzacționați știri și nu numai știri, pentru că am văzut că nu l-am urmărit, la Money și eu nu prea urmăresc Money Channel, dacă asta spune.
Ce vreau să spun, luați în considerare următorul fapt atunci când tranzacționați. Iată, poate că sunt trader care tranzacționează de mult, dar tot pun întrebarea aceasta, mai ales când apare cât un gap sau când plasează cât un ordin. Este o mare diferență între ordinele stop și ordinele limită. O foarte mare diferență pe care mulți o confundă cu intenția sau voința brokerului de a închide pozițiile nefavorabile pentru trader. Prin esență, prin definiție, în această piață, în orice piață financiară, ordinul stop este un ordin ce garantează execuția, dar nu garantează și prețul. Pe când ordinul limită este un ordin ce garantează prețul. Și este foarte simplu de înțeles acest lucru. Dacă este cineva care nu știe de ce, vă pot explica în 2 minute, dar probabil că nu este nevoie și aveți suficientă experiență pentru a înțelege de ce se întâmplă acest lucru. Deci, un ordin chiar și, la fel ca după un gap, la fel și la publicarea unui știri unde poate să apară un gap, ordinul stop ar putea să nu fie executat la prețul dorit. Ordinul limită va fi executat la prețul dorit. Bineînțeles că la știri se pretează mai mult, cum am spus, ordinele stop. Asta dacă avem într-adevăr argumente solide. Și asta am vrut să stabilim de la bun început. Haideți să stabilim o direcție. Mergem pe dolar, pe aprecierea dolarului, pe aversiune față de risc, care duce și la o depreciere a aurului. Nu? Adică în sensul în care Rezerva Federală dezamăgește piața, sau mergem pe un, cel puțin pe un mini rally, da, pentru că este suficient pentru noi. În condițiile în care Bernanke indică măsuri adiționale, și atunci acest lucru ar fi pozitiv pentru gold, da, vom avea apetit față de risc. Trebuie să stabilim aceste lucruri, ținând cont de factorii fundamentali, de factorii tehnici. Da? Nu înțelege lucrul acesta cu ordine, limit și stop. Este foarte simplu. Haideți să spunem că eu cumpăr, am un ordin de vânzare aur de la 1400. Piața deschide cu gap la 1500. Eu am un ordin de vânzare, dacă m-am spus. Ordinul meu, pentru că take profit și sell stop sunt ordine deplasate în timp. Dar dacă eu am un ordin sell, voi avea un take profit, un buy limit, da, sau un stop loss, da, un sell stop. Deci vedeți-le automat un buy stop, de fapt, da? Pentru că am sell, am un buy stop. Ele sunt ordine diferite. Deci unul este limit, unul este stop. E, ordinul meu buy stop trebuie să fie executat de un vânzător. Dar eu am spus că am vândut la 1400, piața deschide la 1500. Da? Eu vreau să vând la 1500. Este normal ca, chiar dacă eu mi-am plasat, să spunem, acest stop loss la 1450, el nu va fi executat la 1450, dar va fi executat acolo unde s-a deschis piața, la primul preț disponibil, să spunem 1500. De ce? Pentru că niciun vânzător din piață, dar eu am ordin buy stop, eu am ordin de cumpărare, eu vreau să cumpăr, să închid poziția, nu va accepta să vândă mai jos decât prețul actual. Dumneavoastră ați accepta să-mi executați mie ordinul. Dacă eu am un ordin la 1450 și piața este acum la 1500, nici la 1541, 452, 1499, tot nu mi l-ați executat. Pentru că piața este acum la 1500, tranzacțiile se fac la 1500. E, și de aceea ordinul meu buy stop se va executa la acel prim preț disponibil. Asta se întâmplă într-un gap care poate să fie vizibil sau nu. Deci în momentul este vizibil. Deci, iată cum ordinul stop este un ordin cu execuție garantată în orice piață, dar nu și cu preț garantat. De cealaltă parte, să spunem că am cumpărat aur la 1400, dar mi-am plasat stop loss, mi-am plasat take profit la 1450 și piața, na, sare la 1500. Acolo se deschide. Eu am un ordin buy de cumpărare și voi avea un ordin sell limit pentru a închide poziția. Am nevoie de un cumpărător în piață. Deci trebuie să existe un cumpărător
care să dorească să-mi execute mie ordinul la 1450. Prețul acum este la 1500. Da. Dumneavoastră ați cumpăra. Dacă prețul este acum la 1500, ați cumpăra de la 1450? Bineînțeles că ați cumpărat. Și atunci ordinul meu va fi executat la acel preț, la 1450, chiar dacă prețul acum este 1500, pentru că eu l-am pus în piață. Dacă nu l-am pus în piață, se va executa la 1500 sau când voi dori eu, dacă voi dori. Iată cum ordinul limită este un ordin executat, indiferent că apare un gap și cât de mare ar fi el, pentru că oricine ar vrea să-l execute. Asta este explicația acestor ordine stop și. Dar să trecem aici, pentru că avem discuții interesante. Deci spune să mergem pe prima fază, pe mini rally. Va prelungi Operation Twist. Ok, va prelungi Operation Twist, dar nu putem să știm dacă. Dacă acesta va avea un impact pozitiv în piață. Avem la dispoziție mai multe variante. Avem la dispoziție varianta bună. Intru direct în piață. Bine, prima ar fi sell stop. Plasez un sell stop sau un buy stop. O să spunem că vreau să plasez un sell stop. Vreau să cumpăr dolari cu ordin stop. Pot să cumpăr dolari, de exemplu, cu ordin direct. Cu puțin înainte de știre, cu un stop loss mic. De ce? Pentru că mă gândesc că poate condițiile din piață nu vor fi optime. Poate apare o mișcare foarte bruscă și nu voi mai reuși să intru în piață. Și atunci pot să adopt și această strategie. Pot odată să cumpăr dolari direct, pot odată să cumpăr dolari cu câteva secunde înainte de publicarea unui indicator, de o știre și așa mai departe, sau pot să plasez un ordin limit mai sus. Dar să spunem că aș plasa acum un ordin limit pe euro-dolar. Da? De ce? Mă gândesc, cum am spus, că mergem pe un mini rally. Da? Operation Twist am. Bun, dacă am Operation Twist, ce se va întâmpla? Poate am un mini rally, o reacție emoțională a traderilor, în special a traderilor mici, începători, iar poate chiar pe finalul sesiunii americane de astăzi sau zilele ce vor urma, piața va gândi la rece, să spunem, și va considera că această prelungire a acestui program nu aduce prea multe schimbări, piața va fi dezamăgită, practic ar fi inclus în preț. Cumperi speculații, nu vinzi știrea, vinzi publicarea ei și vom putea plasa și astfel de ordine. Acum rămâne de văzut unde le plasăm toate aceste tipuri de ordine. Haideți să vedem unde ar fi cel mai bine să le plasăm și ce fel de ordine. Dar pe euro-dolar, ce am putea să plasăm? Euro-dolarul arată bine din punct de vedere tehnic cu un sell mai sus, deși poate că nu este foarte bine indicat nivelul de unde am putea să vindem. Și putem plasa un astfel de ordin de vânzare. Să vedem și părerea dumneavoastră. Avem atâtea instrumente, am spus scenariile care sunt. Unde ar fi impactul mai mare, aur, dolar, yen și așa mai departe. Haideți să facem niște alegeri inteligente și din punct de vedere tehnic. Toate tranzacțiile le vom face cu 0,1, nu vom ține cont de ceea ce avem în piață până acum. Este doar un exercițiu pentru un eveniment. Am spus. Este bine, în general, este mai greu să mergi la două capete pe un indicator, pentru că, practic, dacă mergi la două capete, într-un fel ai merge și împotriva aspectelor tehnice și îți va fi mai greu totodată să poți să lucrezi și cu ordine de vânzare și cu ordine de cumpărare. Da, e bine să folosești știrea bună. Eu ce aștept acum? Eu aștept să pice piața. Asta vreau, asta aștept. Bun. Dacă mi se va confirma, voi alege aceste instrumente, voi alege aceste tipuri de ordine.
și așa mai departe. Dolarul dă semne, într-adevăr, de creștere. În acest punct de vânzare s-a dovedit, de cumpărare s-a dovedit optimiată încă o dată. Ce înseamnă nerăbdarea în piață? Nu? Iată de ce este mai bine să acționezi când ai un semnal de, cel puțin un semnal de slăbiciune al trendului slab. Dar grăbindu-te să cumperi, cum aș putea grăbi acum să iau o decizie pe euro-dolar, iată, m-aș grăbi să spunem să vând pe euro-dolar. Pot să fac asta, aș face exact cum am făcut cu decizia de cumpărare pe USD/Yen. Eu anticipez o capitulare a trendului slab și acționez. Dar este de preferat să aștept într-adevăr să văd că acest lucru se întâmplă după ce am văzut ieri cum găsesc punctul, ce stă în spatele unui punct de vânzare. Acesta a fost cazul și abia apoi văd unde acționez. Da? M-aș putea grăbi să fac asta, da? Cum ne-am grăbit și cu euro și cu USD/Yen aici, undeva la 80, și atunci, altfel, într-adevăr, schimbe acest trend descendent. Încă nu am primit confirmat, dar încă aștept să-mi depășesc ca să adaug la poziție. Ne-a trecut puțin glonțul pe la urechiul, nu este trecut, cum am spus, nevoie de depășirea pragului. Eu de foarte mulți dolari USD/Yen de ceea ce se întâmplă în această seară, pentru că pare un invertit, într-adevăr, pare un invertit head and shoulders. Am vorbit de când prețul era în zona de rezistență, mă aduceți aminte, speram ca el să se ducă până la 80, de aceea am și plasat ordinul de take profit pentru poziția buy de aici, am plasat la 80, sperând că aceasta se va întâmpla, să ajungă în zona aceasta de rezistență și ulterior să nu rămân pe eventual umăr drept care m-ar fi dus din 18, 12, 15% pierdere din balanță, ceea ce ar fi fost foarte, foarte mult. Dar a recuperat de la acest prag de minim, putea să ajungă și aici, zona optimă de cumpărare, un suport puternic. Și încă așteptăm pasul decisiv să vedem ce se va întâmpla și în această seară. Cu aceste poziții este clar. Rămân pe același principiu, închid pe aceasta pe 0 pentru că am expunere foarte mare. Revenind la euro-dolar, într-adevăr, euro-dolarul fiind încă într-un punct, să spunem, într-o zonă neutră a acestui countertrend, cu opțiuni, bineînțeles, de ca el să capituleze cât de curând, ar fi într-adevăr o decizie bună să vând undeva din zona lui de maxim de rezistență, care doar graficul de 4 ore mi-o arată, mi-o arată și alte grafice. Bineînțeles că am un timing aici, sfârșitul lunii. Este ceva timp până atunci, mai este săptămâna viitoare, așadar ar fi un rally susținut, dar în general zona 28-29. Da. Nu prea îmi dau seama exact care este nivelul. Poate dumneavoastră ați studiat mai mult cu Fibonacci, să vedem nivelul egal în ce mi-arată. Mi-arată nivelul 28-80, 28-70-80. Mi-arată un nivel important și în trecut. 28-70. Va fi un rally de vreo 160-170 de puncte și aș putea plasa într-adevăr un sell în acea zonă. Nu uitați că este posibil ca acest rally să se extindă, cum am spus, până la sfârșitul săptămânii viitoare. Când trebuie pe 4 ore, nu mai este foarte relevant factorul timp, pentru că ele am considerat și weekendul ar putea fi pe undeva pe aici, să spunem, zona 28-29 ar putea fi un maxim al acestui counter și am putea să plasăm un sell stop. Să vedem și recomandările dumneavoastră, unde a spus 28-50, 28-50 spuneți.
Haideți să punem undeva în zona 28-50, a spus 28-2, 28-50, putem plasa mai multe ordine din 20 în 20 de puncte, să spunem. Oricum nu va fi atins probabil chiar de astăzi, să spunem, și mai avem timp să-l manevrăm, dar putem să-l plasăm. Să spunem că ne-am plasat ordinul pending pentru unul dintre scenarii. Ok, o să-l plasăm pe undeva pe la 28-50, că au fost mai multe voturi pentru 28-50, ulterior îl vom modifica dacă este cazul, poate să fie și 70. Oricum, când plasez un astfel de ordin, nu cu target neapărat imediat, bun, acum, poate e o reacție imediată falsă, trebuie să-mi iau în vedere un stop loss ceva mai amplu. Când eu pun un ordin sell limit care ar putea fi executat în zilele următoare, este clar că nu pot să plasez un ordin de un stop loss de 30, de 40 de pips. Trebuie să pun măcar un stop loss de 100 de pips, poate chiar mai mult. Nu, sau să-l mai optimizez acel ordin, nu, să mai joc cu el, să-l mai modific. Da, se limit, cum am spus. Astfel, iată, direct am plasat un ordin pending. Dar haideți să vedem ce alte opțiuni. Am spus că am putea să mergem și cu un ordin stop, adică un ordin care să-l plasăm cu câteva secunde înainte, 30 de secunde înainte să se deschidă piața, pe un instrument unde prețul este la limită. Da, să spunem că mergem pe faptul că Fed va dezamăgi și îl plasăm într-un punct practic optim de cumpărare dolari. Haideți să vedem unde ar fi acela. Mai spuneați ceva de... Da, dacă ne-am orientat după Fibonacci, ar putea fi. Mă uit pe weekly și îmi dă deja undeva zona 28-70, este și un nivel 70-80, oricum pe weekly 10 pip și nu contează, nu înseamnă nimic. Am putea să cumpărăm pe neckline, de la neckline pe USD/JPY. Da, am putea să cumpărăm, de ce nu? Aș prefera ca și tehnic acolo pe USD/JPY să văd că străpunge 80 și apoi să văd. Care dă semne de epuizare și atunci se intru pe cumpărare, pentru că aceasta este corecția de care ai nevoie la un breakout. Pentru că altfel nu poți să știi, e fals, nu e fals. Am nevoie de o corecție minoră, măcar de 2 zile, ca să evite un reversal day sau un evening star, o combinație nefericită care ar putea fi o străpungere falsă. Ne va mai da ocazia prețul să cumpărăm dacă va fi cazul. Fie o faceți aici, fie dacă nu așteptați, dar din nou o corecție minorată. Cumpărările sunt optime să fie făcute după cel puțin după o corecție de 2 până la 4 zile. Cel puțin. Altfel e mai greu să cumperi pe maxime, destul de neriscant. Avem și o medie mobilă aici, care practic joacă un fel de rol de neckline, da, de 200 de zile. Este și într-o postură favorabilă. Haideți să vedem, să pregătim și ordinul direct. Bun, vrem să cumpărăm dolari. Direct vreau să placez un ordin de a cumpăra un sell stop. Un ordin stop poate fi periculos pe aur. De ce? Pentru că aurul nu este foarte lichid. Aurul pot să primesc un preț mai plus. Pe aur nu m-aș băga cu ordine stop. Aș putea să intru direct pentru că acolo mișcările sunt foarte mari. Aș putea să intru direct pentru că și reacția în general aurului la un indicator este clar, nu prea există loc de discuții, de reacții, stai puțin că ar crește puținul acolo. Dacă este împotriva dolarului, da, este reacție clasică. Dacă este în favoare, nu este ca pe un trend de risc, unde intervine și perspectiva de politică monetară și speculație de quantitative easing și este o dispută între cele două. Orul l-ați văzut.
Direct, are o reacție și acolo aș putea plasa într-adevăr aceste ordine în piață. Aș putea să adopt și o altă strategie când este vorba de un eveniment important. Da, să spunem că mă folosesc de două conturi mici și intru și long și short. Pe unul intru long, pe unul intru short. Pe unul voi marca pierderea, o să mă scoată prin stop out. Iar pe celălalt voi lua un profit consistent. Asta când poți să anticipezi într-adevăr că va fi mișcare în piață, văzut ca la non-far. Dar va fi mișcare în piață, atunci foarte bine, nu? Ies prin stop out pe unul și pe celălalt câștig mult mai mult. Este și asta o strategie de luat în calcul. Nu voi putea face acest lucru aici, așa că poate pe aur vom încerca să deschidem poziții directe cu stop loss mic. Mi-e mai greu în timpul ebirarului să deschid două, de exemplu, să vă fac pe plac să luăm ambele variante, să luăm și un short și un long, pentru că cu două calculatoare ar fi fost mult mai bine, da? Să placez un ordin de cumpărare și un ordin de vânzare cu stopuri foarte mici. Da? Dar cu câteva secunde înainte de știre să fiu sigur că el va fi executat și voi fi acolo. Da? Dar este, cum am spus, de preferat să fac asta pe două conturi diferite, pentru că a ști că voi pierde doar atât pe unul din conturi. Nu știu care vor fi condițiile din piață, dacă nu vor fi dificile și posibil să nu mi se execute ordinul acolo unde aș crede. Dar haideți să vedem unde am putea să plasăm un ordin direct de cumpărare a dolarului și așa mai departe. Un double top sunt ceva semnale. Sunt ceva semnale pentru S&P 500 că ar fi posibil un reversal. Da. Și aici întrebarea se pune mai greu. Nu prea îmi plac, sincer, nu prea îmi plac double top-urile. Nu prea le urmăresc, nu sunt printre. Prefer trei maxime sau trei minime. Acum depinde cum trasez linia de trend. Aici pare un nivel de suport pe termen scurt. Într-adevăr, și aici ar putea. Avem deja niște poziții sell, așa că nu ne vom mai băga pe S&P 500. Deja le-am ținut foarte mult, le-am ținut și pe această corecție destul de amplă, de 7-12 zile. Iată, aproape că s-au închis pe zero aceste poziții. Ceea ce bineînțeles că nu este foarte bine. E bine să protejăm profitul, pentru că să ajungă prețul până aici și să dau foarte mult înapoi să mi se închidă pe zero, nu este un lucru bun. Eu aș spune ca poziție mai interesantă decât euro-dolar, unde este USD-CHF. De ce? Pentru că îl văd pe USD-CHF într-un prag de suport, un fel de make it or break it aici, dar este într-un punct critic ce ar putea să ducă la schimbarea acestui trend ascendent. Targetul rămâne, bineînțeles, paritatea asta în condițiile în care și euro-dolarul ar ajunge la 1-2, euro fiind legat de franc. Așa că aici am o corecție de 2 săptămâni, o corecție minoră pentru graficul weekly, minoră de gradul 2, și aș putea să mă lansez aici cu niște ordine, să urmăresc aici un potențial long. Cam așa este. Este trendul pe daily. Ceva de genul acesta, oricum, cum am spus, prețul este undeva la pragul de suport, corecție, și
ar fi o opțiune, iată, este genul de opțiune bună atunci când vreau să cumpăr dolar. De ce? Pentru că vreau să-l cumpăr undeva unde sunt într-o zonă de suport. Și aș putea să cumpăr aici cu target paritatea. Să plasez un ordin buy stop, de exemplu. Nu? Aș putea să fac acel lucru. Am plasat ordinul sell limit în eventualitatea în care avem operation twist, am spus noi. Acum vreau să plasez și un ordin în ideea în care piața va fi dezamăgită. Și atunci va trebui să cumpăr dolari. Și cu ce cumpăr? Asta este întrebarea. Și AUDUSD este într-o postură. Ar fi un bun short pentru că AUDU a crescut mult, tocmai piața sperând, da, a preferat AUDU mai mult decât dolarul și el ar putea fi într-o postură de atât, din punct de vedere tehnic, să spunem, dar poate că nu arată atât de bine adus. Da. Caut o paritate precum USD CHF-ul care este într-un punct cheie. Da, să am și factorii tehnici, să mă susțină și factorii fundamentali și îmi plasez un stop loss mic pentru că dacă va fi o reacție negativă, va fi un val de optimism, atunci și francul se va aprecia odată cu euro și condițiile din piață, din punct de vedere tehnic, s-ar schimba. Deci nici fundamental, nici tehnic nu aș mai avea de ce să mențin acea poziție. Nu, și aceasta pare o opțiune bună, nu să încerc să mă poziționez long un ordin buy stop pe care să-l lansez chiar cu puțin timp înainte. Nu știu dacă, cum am spus, dacă voi reuși chiar să le plasez pe toate. Și am mai spus că ar fi o altă idee în sensul în care cea dată pe aur să intru cu câteva secunde înainte pentru a fi sigur că mi se execută ordinul la prețul dorit, cu un stop loss mic, pentru că de ce să pun stop loss mare, dacă, mai ales pe aur, dacă este ceva nasol, cum s-ar spune, atunci aurul va evolua puternic în defavoarea mea. Atunci nu am nevoie, am nevoie de un stop mic. Da? Am spus strategia cu două contul ar fi mai bună, dar poate vom încerca și ei să intrăm direct cu un stop loss mic, dacă vom reuși, cum am spus, în timp vom plasa ordinul pe USDCH și apoi dacă mai rămâne timp să plasăm și aici un ordin. Bineînțeles, fiind un cont demo și putem, dacă chiar ne grăbim să-l lăsăm fără stop loss și să punem un volum minim, da, să spunem că anticipez că am putea să luăm mai și a treia variantă, că Fed-ul va trece la quantitative easing și practic le-am avea pe toate. Deși cea mai importantă reacție în cazul în care piața va fi dezamăgită ar fi pe aur. Dar să spunem că am luat și un al treilea scenariu și anume că va fi quantitative easing. Atunci evident că aurul o să aibă o creștere foarte, foarte puternică, se poate opri la 1670, 1690, 700, poate să fie o chestie de câteva ore sau de o zi sau de maxim 2 zile în acest caz și apoi să-și continue evoluția. Deci, iată, le-aș putea lua în calcul toate aceste scenarii, dar cum am spus, e de nevoie de lucru în echipă când faci aceste tot când vrei să mergi pe toate scenariile posibile și prefer în general, cum am spus, să merg doar pe o idee care rezultă din factorii fundamentali, din opțiuni scenarii. Normal că orice este posibil, mai ales când ai de-a face cu o ședință, să spun. Normal că nu poți, chiar dacă îți faci niște scenarii, nu poți să știi exact cum o să gândească și cum o să interpreteze piața. Fiecare interpretează în felul său, de aceea trebuie să fim precauți. Și este de preferat să corelăm aspectele tehnice, să spunem, cu
cele fundamentale și să alegem o singură variantă sau, cum am spus, ok, merg pe aversiune față de risc și pe dolar, sunt împotriva aului și merg pe această direcție și încerc să fiu cât mai atent la ceea ce fac pentru a pierde foarte, foarte puțin în cazul în care nu am, dreptate. Haideți să mai vedem și întrebări și sugestii. Da, într-adevăr, este și normal, tocmai ce spuneam. Normal că sunt mișcări false. Nu sunt neapărat mișcări false pe EURUSD. Asta nu înseamnă că stă cineva acolo în spate și hai să creștem euro. E vorba de percepție. Sunt doi factori de influență care se bat cap în cap. Ați văzut, când unul din ele nu este în discuție, mișcarea nu mai este. Dar acum, pe de-o parte, piețele sunt dezamăgite sau sunt oprinse. Pe de altă parte, se speculează că va fi quantitative easing sau că nu va mai. Și din cauza asta, reacția aceasta, lupta aceasta dintre cele două. Pe când pe aur nu are de ce să fie. Aurul, cel mai bun prieten al aurului este devalorizarea banilor de hârtie. Nu neapărat inflație, nu neapărat deflație, chiar dacă istoric vorbind, aurul, să spunem, este afectat de o perioadă de, nu neapărat de deflație, de inflație în scădere. Dar depinde și de, cum am spus, de sentimentul pieței, de factorii din acel moment. Iar acum este într-o dispută directă cu dolarul și din acest motiv este și reacția foarte clară. Va fi devalorizat, se apreciază aurul. Nu va fi devalorizat, se depreciază aurul din această cauză. Euro CHF, nu știu, și pe DAX poate să fie, și acolo nu se știe exact. Pe de-o parte, dacă piața este optimistă, indicii cresc la o știre bună, să spunem, dar o știre bună depinde, ea poate să influențeze, practic poate să elimine speculațiile de quantitative easing, pentru că wow, ai GDP-ul mare, ai locuri de muncă ăsta, păi de ce să mai facem quantitative easing? Depinde ce așteaptă piața de la ambele. Ați văzut când o bună perioadă, nu perioada 2008-2010, ăsta era principalul factor de influență, sentimentul față de risc, pentru că politica monetară era clară, foarte clară pe termen lung. Dobând zero și atatut, nu mai conta că iese, că nu iese, era o criză financiară și atunci reacția practic nu prea mai exista la știri, că nu mai avea o influență, dacă a crescut puțin inflația, erau luate în calcul, dar prea puțin. Banca Elveției, nu știu, nu are motiv încă să intervină. E orice posibil. Am auzit și varianta în care la un moment dat ar putea să reducă acel plafon, ceea ce ar fi într-adevăr o lovitură pentru trader. Ar putea să reducă spre paritate dacă nu va mai reuși să-l țină în frâu în condițiile în care am avea în continuare aversiune față de risc. Deci nu ar putea fi și această variantă. Banca Elveției se reducă plafonul la 1. Da, la 1 sau poate 1, este și aceasta o variantă, așa că nu e de glumă cu acea pereche. Când avem la 7:30, news, ok, deci în general ordinele se plasează de această manieră. Am plasat sell stop-ul, să încercăm să plasăm câteva secunde înainte. Dacă aveți și alte idei, sunt binevenite, totodată nu înseamnă că acestea sunt recomandării ca dumneavoastră să faceți acelea lucruri. Noi facem niște teste aici, v-am spus, news trading-ul
poate fi foarte periculos pentru că un ordin stop nu este garantat. Prin definiția lui, un ordin stop nu poate fi garantat. Și atunci, când ai volatilitate, orice este posibil. Nu exagerați cu expunerea, trebuie să aveți și suficiente experiențe, v-am dat și un pont, să spunem, cum puteți juca aurul și așa mai departe. Am spus USD-CHF, nu prea l-am pus USD-CHF lângă gol să pot să-l... În urmă, mergem pe o singură variantă sau mergem pe ambele? Le luăm pe toate în calcul și luăm aurul direct buy sau luăm short pe faptul că piețele vor fi dezamăgite? Le-aș fi preferat să le plasez pe amândouă, dar nu voi avea fizic, nu voi avea timp să fac acest lucru, să plasez două ordine și cu stop loss. Va fi greu. Poate voi plasa doar unul și voi închide unul. Vom vedea. Deci am spus că pe USD-CHF am un punct care pare un punct critic de suport. Și atunci eu vreau să fiu susținut de news, vreau să mă susțină Rezerva Federală. Aș avea două scenarii din trei, din punct de vedere fundamental, care să-mi declanșeze un impuls de la pragul de suport. În caz contrar, voi marca pierderea, pentru că nici fundamental nu ar mai avea de ce să stau în acea poziție și nici tehnic. Impedimentul, bineînțeles, este acela că nu am indicator publicat dintr-o dată și s-ar putea ca prima reacție să nu fie concludentă, cum a fost și data trecută, acum 8 săptămâni. Piața a așteptat conferința și mișcarea inițială nu a fost una puternică și concludentă. Asta este, dar nu vom putea sta până la 10 aici, atunci va fi și conferință de presă și nu. Mergem tot pe 0-1, pending order, buy stop am spus, în ordine, periculos, o să dau fereastră de ordine. Prețul 96-60, câteodată există riscul ca el să fie activat dinainte. De obicei ne luăm marge de vreo 15 puncte. Noroc că spread-ul este mic. Da. Aș putea să-l... Da, cu stop loss 20 de puncte. 80. Ok, să spunem ceva de genul acesta. Am plasat buy stop-ul. Mă duc și pe aur și încerc să plasez unul din... 6-3. Vedem dacă mai am timp. Trebuie să-l pun mai sus. Da. Nu vrea aici. S-a blocat probabil. Ok, să spunem ceva de genul acesta. Nu știu pe unde am plasat stop loss, dacă l-am plasat, în fine. Nu mai contează. Deci am băgat două ordine și pe acesta. Acum să vedem dacă va fi sau nu va fi reacția. Acum avem sau mailbox, trading schedule, ceva probleme cu dolarul. Dacă aveți informații din piață, iată aurul a mers în sus, da, și o poziție de cumpărare cu stop loss. Să vedem ce se discută. Haideți să vedem și USD-CHF ce se întâmplă. Buy stop-ul practic nu a fost activat pentru că decizia probabil a fost ceva
neutru cu tendință la cum arată după primele 5 minute, cu tendință negativă pentru dolar. Dacă aveți un Bloomberg în față, ar fi perfect. Ah, da, eram pe. Da, dacă nu, prima reacție nu este concludentă, nu mai are rost să mențin ordinul buy stop. De ce? Pentru că vreau o reacție din prima, 20-50 de pip și puternică. Asta vreau să văd cum plasez un ordin stop. Așa aș putea să-l șterg. Iată. Încă ezită, ezită. Dar, iată ce se întâmplă acum. Apar stenograme. Ar putea să-mi fie activat și aici, pentru că am deja un short, ar fi bine să-l închid pe acesta. Da, mi-a fost activat, din păcate. Ar fi trebuit să-l închid, pentru că sunt deja expus pe gold short și nu ar mai fi avut rost să-l mențin și pe acesta. Iată, deja mi-a fost activat. Nu a fost foarte puternică reacția, fiindcă l-am pus cu jumătate de minut înainte, l-am pus ceva mai sus, destul de sus, 20 de pipi, de obicei aș prefera 10. Pe aur ar fi foarte bine pentru că prețul a început să scadă, să mă duc și să modific ordinul. Am vândut 1605.35. Iată, stop loss-ul, nici măcar nu l-am pus ca lumea din grabă. Modify. Ok. Asta se întâmplă când plasez la o știre. Primul obiectiv, fie a anulat tranzacția pentru că s-a dus în sens contrar, fie a fost activată sau am plasat-o dinainte. Și apoi modific stop loss-ul pe punctul de intrare pentru că vreau să fiu protejat. Până văd ce se discută, nu știu ce se întâmplă acolo. Iată CHF-ul. Da, iată cum ar fi trebuit să-l închid pe CHF. Da. Ar fi trebuit să-l închid. N-a fost prima reacție puternică, eram expus și pe aur, n-am mai avut timp să-l închid. A fost spike-ul acesta și m-a scos din joc. Oricum avem la 94, da, 60 stop loss-ul. O să-l las aici pentru că dacă lumânarea aceasta sau următoarea aceasta va fi una reversal, practic nu este de bun augur. Și atunci voi lăsa așa. S-ar putea până la urmă doar să fie o fluctuație foarte măruntă. Iată și goldul s-a închis. Da. O fluctuație măruntă, indecizie. Deocamdată piața o să aștepte conferința și așa mai departe. Dar ceea ce am vrut să fac este să iau în calcul toate tipurile de ordine. O să crească. Decizia. Păi decizia plasării a fost în speranța că va fi un statement pro-dolar. Că fiind având două din cele trei scenarii, practic, odată fără quantitative easing, dezamăgitor pentru piață, pro-dolar, împotriva aurului, apoi operation twist, oarecum ce aștepta piața, dar tot potentă de pro-dolar și surpriza quantitative easing 3, care cu siguranță nu a fost așa ceva. Acest lucru ar fi fost pro-aur și în favoarea dolarului, dar șansele erau cele mai mici. Și atunci am preferat să mergem pe iată. Am închis tranzacția, nu prea devreme am pus pe stopul de punctul de intrare și prețul începe să scadă. Am spus, nu contează acest lucru. Important, am reușit să plasăm toate ordinele pe care le-am dorit. Mai avem și un ordin
limit, nu-și mai, nu se mai justifică el acum. Se limitul acesta îl lăsăm în piață. Poate cine știe, conferința va fi una pozitivă pentru piață și o să ajungă prețul. În cele din urmă, vezi că trebuie să mergi pe o idee, pe o idee tehnică, una corelată cu factorii fundamentali, să-ți fixezi un instrument, nu? Și să cauți, să fii foarte atent când plasezi ordine și cum acționezi. Și să nu să mergi pur și simplu să vânezi volatilitatea. Este o greșeală să vânezi volatilitatea. Să știi că ai volatilitate și să nu ții cont de nimic, mergi în sus, mergi în jos, mergi cum... Dar pentru că poți avea mișcări pe departe și pe dealt. De aceea am și preferat doar opțiunii pro dolar și aversiune față de risc, pentru că aveam probabilistii, nu? Factorii tehnici și apoi fundamental două din trei variante. Și era și normal să urmăm acel lucru. Nu e o problemă cu ordine, de ce? Pentru că noi suntem oricum short. Deci suntem short. Acum acest lucru, evoluția aceasta este pozitivă pentru cont. Sper să meargă și euro și USD yen-ul în sus. Oscilează încă. Probabil că piața este oarecum dezamăgită, adică într-un fel nu a fost susținut apetitul față de risc, dar probabil că nu este nici ceva foarte bine. Nu mă uit pe nimic acum ce știri sunt, nu știu ce știri sunt, dar probabil că perspectivele nu sunt prea bune pentru dolarul, nu ia decizii. Și aici, probabil din cauza aceasta, reacția trendurilor de risc și faptul că USD-ul ezită față de el. Da? Poate se va impune până la urmă tranzacția deschisă din această zonă, cea de-a doua rămâne pe plus, sper să se închide cealaltă pe 0, NZD, de asemenea avem o poziție short pe NZD. Și aici puteam plasa, am uitat de acesta, un ordin limit, un ordin sell limit, iată cât de puternic este acest punct. Un punct optim de vânzare, un maxim al acestui trend corectiv, 0.8182. Dacă aș vedea o tentativă falsă de străpungere a pragului 82, aș intra fără să stau pe gânduri pe short din zona 82. Excelent punct de vânzare după o corecție de maxim 4 săptămâni, o corecție maximă de gradul 2. Iată că prețul nu mai ajunge acolo. Oricum avem un short din această zonă cu target aici. Practic ne întorceam într-un fel la punctul de intrare. Dar ca și punct de intrare, un puternic prag de rezistență, de ce nu? Aici s-ar putea forma un canal descendent. Și acela era un sell limit foarte bun, dar am uitat de el. Euro-dolarul va... Să vedem. Euro-dolarul, de ce nu am preferat să intru direct pe euro-dolar? Nu era într-o zonă favorabilă. Puteam să am 100 de pip și în jos. Euro-dolar vreau să văd o schimbare. Am preferat să de CHF-ul. Vom vedea, nu? Cam asta cu... Iată, este genul de lumânare pe care o vreau. Prima a fost una indecisă, dar asta este genul de lumânare pe care o vrei atunci când plasezi un ordin. Piață, fie îl plasezi direct, dar trebuie să ai acel sentiment puternic, da? Pro-dolar, din toate punctele de vedere, ca să plasezi ordin direct cu stop mic sau ordin buy stop. Exact ce lumânare pe care o vrei. Deci mi-activează ordinul și apoi pot să plasez, să mă joc cu stop loss-ul. Sunt short, să spunem, iarăși, dar nu vreau să văd indecizia, atunci este cel mai periculos. Dacă eu puneam un ordin sell stop, unde se duce numărarea în sus, ai anulat ordinul și cu asta basta.
Este pericol atunci când este indecis și ai o evoluție în sus, în jos. Atunci se poate, ți se activează ordine și așa mai departe. Dar rețineți în continuare acest aspect, un ordin sell, un ordin buy sau sell stop. Un ordin stop în piață nu este niciodată garantat ca preț. Este garantat ca execuție, ca să evitați ca el să se execute la primul preț disponibil. Dar puteți plasa maximum deviation point, pentru că el, brokerul și în general sistemul computerizat, pentru că este computerizat, automatizat, percepe ca o dorință de a intra în piață. Da? Și atunci el, chiar dacă prețul disponibil primul este mai sus, el tot îl execută, dar nu va fi bine pentru ordinul meu. Buy stop, nu va fi bine pentru buy stop, nu o să executa mai sus, mai sus, mai sus, la primul disponibil. Că apoi mărește stopul și devine periculos. Atenție aici, de aceea pe unul mai puțin lichid ca aur am preferat o execuție directă. În continuare, cum am spus, mă așteptam oricum să fie indecizie cel puțin până la 9 jumătate la Bernache, nici nu am urmărit prea mult ce s-a discutat, ce și cum. O vom face după, o veți face și dumneavoastră news. Puteți să dați un refresh pe Bloomberg și așa mai departe. Iată, avem și știri despre România. Nu o să primi știri cu adevărat importante, primi știri despre România. Am și 30 în dolarien. Au extins Operation Twist, dar nu atâta. Atâta s-a întâmplat, a fost extins Operation Twist. Ratele tot 2014 târziu. Așa că semnalele nu sunt prea bune. Nu așteaptă, nu sunt semnale pro-cantitativism, vedeți, și nu sunt îngrijorați prea tare despre locurile de muncă și creșterea economică. Deci, ca atare, deocamdată n-ar fi motive de optimism. Să vedem ce însoțește aceste Operation Extension, atât. M-ați plasat deja? Operation Twist până la finalul anului. Dar, cum am spus, au extins puțin, aveau un maxim pentru că pur și simplu nu mai aveau ce schimba. Traderii cu mai puțin de 3 ani maturitate erau într-o valoare limitată. Da, dar cel mai așteptat scenariu a ieșit, din această cauză nicio reacție foarte puternică. Teoretic este o decizie pro trenduri de risc și împotriva dolarului. S-a extins, da? Dar iată că este ceva ce piața aștepta deja, piața vrea mai mult. Dar acum să vedem dacă piața într-adevăr o va percepe ca fiind pozitivă. Deocamdată, buy rumor, sell news. Nu. Așteptau acest lucru și au vândut. Să ne ce va însoți acest statement, conferința, proiecțiile oficialilor și așa mai departe. Asta va face acum diferența. Teoretic, nu are de ce să fie o mișcare susținută pe termen lung, așa că rămâne în joc acest scenariu. Deci, practic, eliminăm pe cele două, no change, eliminăm cantitativism și rămânem cu acest operation twist, care avea în vedere ce? Ori fie capitularea imediată a counter trendului, fie o creștere chinuită, așa se mai agață piața de orice cuvințel și se mai duce puțin mai sus și de acolo scade. Acesta rămân opțiune, până la urmă a ieșit cel mai
aștepta dintre cele trei, ceea ce era și probabil. Pozitivă până la sfârșit. E posibil, e ca maximum ceea ce văd acum, să fie percepută ca o susținere a pieței până la sfârșitul lunii. Dar mai mult, nu știu. Acesta putem să-l punem și mai jos. L-aș pune ceva mai jos. De fapt, nici nu l-aș mișca până pe la 9. Acum să vedem dacă mă mai prind în fața calculatorului. L-a lăsat așa și până la conferința de presă să văd ce reacție. Este 0-1. Nu mi-afectează foarte mult balanța, așa că o să rămân deocamdată cu el. De obicei, depinde de regulile pe care fiecare și le impune. Am o evoluție favorabilă, pun stop loss pe 0 și asta este o regulă. Sau las unde l-am plasat inițial și așa mai departe. Iată că încet, încet sunt ceva semnale de slăbiciune pentru dolar. Implicit pentru pozitive pentru aur, vom mai vedea ce va mai fi. Cam atât pentru astăzi. Oricum, grijă mare cu news trading. Nu este o joacă, nu este un pariu. În spate trebuie să stea o analiză a trendurilor, analiză tehnică, scenarii fundamentale, înțelegerea stimulilor care mișcă piața. Pentru că dacă vom face doar pariuri pe volatilitate, avem șanse mari să pierdem. Mulțumesc și eu pentru participare. Ne revedem săptămâna viitoare. Ne mai discutăm prin știri, pe Facebook și așa mai departe. La revedere și succes și în această seară și în perioada ce va urma.